Astăzi este sâmbătă, 25 august 2012 și mă aflu în localitatea Vulcana Pandele din județul Dâmbovița, unde am participat la etapa derby finală a colombodromului Euroalpin. Stau de vorbă acum cu un crescător cu foarte bune rezultate aici în zonă, un crescător serios și foarte pasionat. Este vorba despre domnul Sandu Ninel. Vă salut, domnul Ninel. Ce faceți? Pare bine. Așteptăm. Aveți porumbei aici? Câți? Da, avem. Am avut 6, acum sunt 4 în finală. Condiții dificile, într-adevăr, da, temperaturi foarte mari astăzi, porumbei n-au sosit până la ora asta, din păcate. N-au sosit, da. Așteptăm. În clipă, în clipă se poate. O oră poate foarte înaintată, s-ar putea să ajungă cât de cât. Am înțeles că sunteți președinte la un club din Titu, dacă nu greșesc. La clubul Titu, da, la Titu. Cum e să fii președinte? E greu? E dificilă munca cu oamenii? Nu, este. Suntem un club foarte unit, un club respectat între noi, mai ales persoane, adică pe bază de om și după aia pe colombofire. E un club foarte bun. Un e club bun, unit. Da. Despre colombodrome, ce ne puteți spune? Sunteți un jucător pe colombodrome? Ați mai dus pe alte colombodrome din România? Da, pot să spun, am dus la Arad, la Câmpul Lung, la domnul Ștefănescu, aici. M-am dus pe majoritatea colombodrome în Ungaria, m-am dus, dar rezultatele cam slăbuțe. Fiind primul an, nu sunt... S-a încheiat sezonul de curând, s-a încheiat sezonul de zboruri cu maturii. Sunteți mulțumit de rezultatele pe care le-ați obținut în acest an? Timp să vă spun sincer, cred că sunt cât de cât foarte mulțumit în privința locului. Înțeles că aveți niște locuri de top, exact. Da, azi palmarez 2 ani, locul 1, locul 1 la an. Sunt locuri pe Uniune, da? Da, pe la nivel Uniune, național, exact, nu da, de club. Da, exact, da. E bine să specificăm sunt, dacă să... Locuri foarte bune. În 2010 am avut locul 1 pe lansare, din 24.000 de porumbii. Anul ăsta am avut locul 2, 3, din 25.000. Deci, sunt niște rezultate foarte bune pentru depuneți mine personal. Depuneți multă muncă pentru ele? Cât timp, da, cât timp alocați zilnic pregătirii porumbeilor, de exemplu? Sincer, stau câteva ore foarte bune la ei, îmi plac. În primul rând m-am apucat într-o pasiune, dar acum a devenit ceva, primul rând, precum o familie. Sunt foarte, foarte atașat de ei. Porumbei de unde vă provin? Cei mai mulți porumbei ai mei sunt toți proveniți numai de pe afară. Toți afară. Ați mers și v-ați achiziționat de acolo? Sau? Da. Uh-huh. La domnul, da, jos tone, over water, porumbei de maratoane, porumbei de viteză de Codman. Deci porumbei mei provin numai și numai de afară. De aici și în țară nu este niciun crescător. Care, bam. Pentru că am luat prima dată în 2009, să vă spun sincer, am luat un anumit foarte mare de porumbei după la... Noi n-am avut niciun rezultat și nu... Așa sunt românii, cer, primesc și rezultate lipsă. Oferă așa mai puțin, nu? Da, exact. Categorii preferate? Absolut toate categoriile. Sunt un jucător... nemilos în privința la categorii. Joc absolut toate categoriile ce există în privința la categorie. Nu mă dau înapoi de la nicio categorie. La viteză stau foarte bine. Sunt membri și jucători foarte buni la noi la club care investesc și jucăm bine. Jucăm. Sunteți un crescător mai răbdător sau mai dur cu porumbii dumneavoastră? Cam cât timp, câți ani le acordați credit până îi eliminați din crescătorie? Sunt răbdători. Sunteți răbdători, da, nu? Da, nu. Am răbdare cu ei, nu privința asta. Nu sunt așa, să fiu dur, să aștept la 2 ani, maxim 2 ani. Nu se încadrează la 2 ani. După ce criterii eliminați, dacă nu vă convin, când vă decide să-i scoateți? Performanțele la zbor, da, nu? La mine burduful vorbește, coșul vorbește. Dacă s-a încadrat și sunt mulțumit, da, după n-are rost ca să înaintăm și înaintăm degeaba. Pentru că am trecut până așa ceva, cum v-am spus. Am luat formei foarte mulți, dar la foarte lume din România, am dat foarte mulți bani. Și nu m-am ales cu nimic. Și am eliminat pe toți, absolut toți, și mi-am luat drumul în Occident. Aveți susținerea familiei în creșterea porumbeilor? Absolut în toate condițiile. Da? Da. Am un numeric foarte mare de porumbei. Creșteți mulți porumbei? Da, 1300 la ora actuală. 1300 de porumbei? Da. Cu matcă cu toți sunt 1300 și zbor acum la maturi am zburat 260 de porumbei. Acum la pui, zbor 242 de pui, am început, la primul zbor nu am lăsat decât 5 pui. Sunt într-o performanță, cred că crescută, cred că o să bag 2-3 pui în expoziție și la pui. Nu știu, să vedem, nu pot să... Dar e un efort financiar și nu numai foarte mare pentru noastră ca să creșteți un numeric atât de mare, cred, nu? Da, sunt, da, alergă. Am
Sunt doi băieți acolo la ei, care se ocupă cu ei, mai mult eu stau între ei pentru că îmi plac. Dacă nu îmi plăceau porumbei, nu. M-am apucat de ei, am zis că este așa, dar îmi plac foarte mult, dar e o relaxare pentru mine. Noroc, cu ce importanță considerați că are în sportul columbofil? Foarte mare. Te ajută să ajungi campion național sau e suficient să ai porumbei de valoare? Exact, și... Exact, da. Norocul conține în absolut ce depinde de un om și de absolut toate necesare. Norocul, dacă nu există noroc în viață, nu... Eu cred că nu relantează la nimic. Norocul contează cel mai mult. Am înțeles. De la viitor ce vă doriți? Să ajungeți? Vizați anumite categorii? Da. Anumite locuri pe care vi le-ați... Îmi doresc foarte mult. Dacă mi-ajută Dumnezeu și Iisus și cât de cât un noroc și o mare performanță, să iau iar încă un loc de Uniune. Locul 1, care mi-l doresc cel mai mult la viteză și în demifond. Și cred că nu puterea o am ca să o fac, cred că la anul, dacă nu, performanță. Performanță este și cea mai mare pentru mine performanță, pentru că am devenit prea atașat de performanță. Înțeles. Dacă n-am pierdut în absolut, eu n-am pierdut în viața mea la nimic. Să deci, pierd la porumbei ar fi ceva... Sunteți un învingător pe toate liniile, nu? Exact, dar îmi plac orgoliu și îmi place să joc. Joc pe toate categoriile mele, eu n-am pierdut în viața mea la nimic, mai vă repet, și nu-mi place să pierd la porumbei. Da. Vă mulțumesc pentru amabilitate. Și mie îmi pare și vă doresc că v-am cunoscut. Mult succes în continuare. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună. Și dumneavoastră. Sănătate mult. Stimă, cu stimă, toate bune. Mai.